Mi-am propus să vă pun o întrebare de la care să începem mesajul din această dimineață și anume, dacă ar fi două variante, să alegi ce crezi că e mai necesar în România, respect sau banii. Românul pe care îl cunoști, unul dintre ei ești dumneata, de ce crezi că are mai mare nevoie? De bani, de străzi, autostrăzi, conducere, lucruri materiale sau respect? Dacă trebuie să concluzionăm și să limităm învățăturile Sfântului Apostol Pavel din cartea Efeseni, capitolul 5, mai ales de la versetul 19, continuând cu capitolul 6 până la versetul 9 inclusiv putem rezuma toate aceste lucruri la un singur cuvânt și anume respect. Vorbiți între voi cu salmi, respect. Supuneți-vă unii altor în frica Domnului, respect unii față de alții și respect față de Hristos. Nevestelor o fi supuse bărbaților voștri, să zică surorile. Respect. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, să ziceți dumneavoastră, respect. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri, nu sunt aici să zică, sunt la grupe, respect. Robilor, versetul 5, ascultați stăpânii voștri pământești, respect. Părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți -i. și aici nu prea se suportă ideea. Deci a pus mustrarea înainte la învățătură. Nu întâmplător. Mustrarea și învățătura Domnului, respect. Și voi, stăpânilor, vesetul nouă, purtați-vă la fel cu ei, adică cu angajații voștri, feriți-vă de amenințări, respect. Mesajul pe care mi l-a dat Duhul Sfânt se intitulează Respectul atitudinea pe care de dispariție. Avem bani suficienți. Avem proprietăți. Avem de toate. Există ceva care e pe cale de dispariție. Respectul. Trei dimensiuni în care e nevoie de respect. Mai întâi, respect față de părinți. La începutul lunii martie am făcut un sondaj de opinie între elevi, am luat un eșantion de vârstă 9-11 ani. O singură clasă era mai neliniștită, că aveam ora cu ei după ora 11, dar celelalte clase erau cele mai bune clase din școală, din liceul Prodeu. Nu o să vă dau nici un detaliu particular. O să vă spun că le-am pus trei întrebări. Testul era super confidențial, și se numea test de sinceritate. Niciun nume, nimic, doar data ca să impună respect. Prima întrebare era: în 2024 îți amintești dacă ți-ai jignit vreodată părinții, pe tata și pe mama? La întrebarea aceasta, dintre cei care erau prezenți în mai multe clase, ce credeți că au răspuns? În ce procent? 75% au zis da. Și cei mai mulți dintre ei n-au putut să termine fraza fără să zică, îmi pare rău. A doua întrebare a fost următoarea. Îți amintești dacă în 2024 cel puțin odată i-ai întors vorba mamei sau a tatălui, adică i-ai contrazis? Rețineți că erau prunci între 9 și 11 ani. 80% au zis da. Nu vă dau exemple cu ce au zis, că e mai bine. Am făcut un sondaj de opinie să văd cine dintre părinți este mai ascultat și a treia întrebare a fost pe care dintre părinții tăi l a ascult mai repede, pe tata sau pe mama? Cine crezi că o câștigat? Vă surprindeți? Cu un procent peste au câștigat tații. Ca să știți că sunteți foarte importanți în educația copilor noastre. Deci au câștigat tații, pentru că unii au răspuns când zice tata ceva. <gângătă> e Zis. <gântă> Observați că e vorba de elevi dintr-o școală creștină, da? nu intrăm în alte școli. O să vă dau un exemplu care probabil că trebuie să-l dau. Respectul e obligatoriu față de părinți. Biblia spune copiii. care copii? Toți care sunt copii. N-a zis copiii cei mai buni din generația voastră, n-a zis copiii cei mai uh, năzdrăvani, uh, care n-au liniște, n-au astâmpări, nu, 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 copii. Pentru că ascultarea, dragii mei, este personală și este pentru toți copiii, se zice amin aici, măcar părinții să zic amin dacă nu copii. amin. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Dăm doar câteva pagini și ajungem la Coloseni 3 cu 20, unde Biblia zice copii, iarăși toți copiii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile. Păi și în asta trebuie să ascult. Și în domeniul cu tare trebuie să ascult. Dar aici fac o subliniere. Câte vreme ești copil și depins de administrația parentală, adică fie că ești major, stai acasă cu părinții tăi, și bine ar fi, chiar dacă ești major și nu ești încă căsătorit, să stai acasă, să zici amin, amin, da, să zici amin, ok, să-ți asculți părinții. Asta dă dovadă de respect, pentru că cineva spunea foarte bine, părinții au inventat creșele, și copiii au invitat azilele. Dar în același timp fii atent când într-o zi ajungi părinte. Și s-ar prea putea să se învârte roata roată și taman exact cum ți a ascultat tu părinții, exact așa să te asculte până copiii tăi. Că viața e dreaptă. Vrei, nu vrei. Se mai merge câte un părinte și zice, domnule, de ce copilul meu așa? Și după aia dintr-o dată îi vine mintea, uh, memoria, ce bă, dacă când eram eu copil, a, deci cam te vezi în oglindă. Respect față de părinți. După ce te-ai administrat și ești la casa ta, te-ai căsătorit, nu uita, prietene, frate drag, te să fii preot în casa ta și ai responsabilități direct cu Dumnezeu să vorbești, iar părinții tăi devin cu rol consultativ. Și Biblia zice, să cinștezi versetul 2, pe tatăl tău și pe mama ta. Este... Ziceți mai tare. Prima? Cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, de o promisiune. Unii spun, nu mă mai interesează de părinții mei, eu am plecat, gata, cu lumea mea, nu-i corect. Respect! respectă părinții. Nu contează cum sunt. Nu contează cum gândesc. Nu contează dacă atitudinile lor în viața lor privată sunt corecte. Respectul dumitale față de părinții tăi este o poruncă biblică. Amin. Amin. E o poruncă biblică. Respectă-i. Nu -i intra în conflicte. Nu-i bârfi. Nu-i judeca. Respectă-i. Vizitează cât pot mai des, părinții vizitează-i. Dacă nu poți fizic, vizitează-i prin telefon, că de te s inventat. Și eu mă mir de oameni care sună pe oricine, domnule. Dar când e vorba de părinților, lor spămut. Conflicte. Am auzit că unii și-au dat în tribunal părinții și asta e alarmant, domnule, alarmant. Este înfiorător. Asta arată nivelul de gravitate a problemelor. Și cât de grav și cât de rău gândește un om când își asumă această responsabilitate satanică, nu pot să o numesc ca fel, să-și atace proprii lui părinți. Este inadmisibil. Respect față de părinți. Dacă ai ajuns mai mare și ai copiii tăi, respectă părinții. Câte vreme sunt în viață, Biblia te obligă, e porunca lui Dumnezeu, cinstește-l pe tata și cinstește-l pe mama. Știți în ce măsură? Porunca să-l cinstești pe tata și pe mama este de aceeași urgență cum e porunca să nu prea curvești, să nu ucizi și să nu furi. E la același nivel. Să reținem asta. Respectați părinții. Al doilea domeniu în care e nevoie urgentă de respect. Respect în societate, aici intrăm, dacă ești elev, respectă profesorii, respectă patronii, respectă șefii, cât se respecti? Păi, versetul 5 zice, robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești, cu frică și cu tremur, în curăție de inimă cade ziceți mai tare, vă rog, cade Hristos. Noi ne imaginăm la ce nivel ridică Dumnezeu ștacheta respectului în societate? Nu-i normal ce se întâmplă în școlile din România. nu e normal. Și aici nu vorbesc de școli creștine, unde există un anumit nivel de respect minimum, minimorum. Nu-i normal ca o doamnă profesor să fie bătută cu bocancii de un bădăran. Nu-i normal. să ne intre bine în cap Și să nu cumva să țineți cu cei ce îl dau dovadă de lipsă de respect. Să nu cumva să încurajați. Acum, prin harul Domnului, nici eu, nici Alexandra, nu avem probleme cu asta, așa a hrăuit Dumnezeu lucrurile să fim într-un liceu creștin, dar nu numai de aceea și din alte motive. mi -am amintesc că în urmă cu peste 10 ani, eram profesor în cinci școli de a vă spun episodul ăsta că nu știți să aflați unde e școala. Și la un moment dat am ieșit din sala profesorală, aveam o clasă cu mulți băieți, de ăștia năzdrăvani, adică solidoci, poate că sala eu făcut așa. Am urcat din sala profesorală cu catalogul și am ajuns în fața sălii de laborator de informatică. Nu știam de ce spre deosebire de alte dăți când stăteau liniștiți sau maxim pe telefon, că pe vremea aia nu se închideau, așa, stăteau un semicerc în fața sălii de clasă. Așa, în semicerc. Păiții aveau o zâmbet în colțul gurii. M-am apropiat, m-am uitat din spatele lor și pe ușă scria ceva de genul, pe o coală, nu doar a patru, a 3 dacă bine rețin, săraci, eu plătit pentru asta, așa, o scris cu marcă roz, nu intrați pericol de infecție, rețineți când era pandemie, da? Era cu peste 10 ani. Ce era să fac? Care au fost? Cine? Las că vă pe Consiliu, profesor? Disciplină? Păi cum? M-am uitat la fiecare dintre ei zâmbind, că m-a dus mintea, am deschis ușa frumos și am zis, pentru că vă respect, vă rog să intrați. Ce credeți că au intrat? Păi normal că intrat, catalogul era cu mine. Îi puneam absent dacă nu. Dar în aceeași școală, pe o colegă de-a mea care preda limba franceză, au închis un dulap, aceiași bacabonți. Vi se pare respect? Cu mine nu le mers. Că m-a ajutat Domnul, în înțelepciune, dar nu-i normal. Respect? Vreau să-ți mai spun ceva, indiferent cât de mototol e omul ăla, care e șeful tău, nu uita, e șeful tău. Înțelegi? Egal că ești mai în vârstă decât el, egal că ești mai inteligent decât el, egal că ai studii mai multe, egal ce aturi ai tu, câtă vreme e în funcție aceea, Dumnezeu îți spune, respect! respectă -l. Nu te aștepta copiii tăi să te asculte dacă tu continui bați mărunt pe toți, praf, praf, la nu-i bun, ăla nu-i bun, ăla e așa, ăla nu știu cum. Ai grijă, respectul lui este foarte interesant că dacă nu-l dai autorității care e deasupra ta, nu o să-l primești. Respectul nu e ca și o valută pe care poți să o schimbi și faci ce vrei cu ea. Nu, Respectul este un nivel de autoritate pe care dacă nu-l oferi, dacă nu-i dai încredere persoanei care este autoritate deasupra ta, nu poți birui în lumea asta. Ăsta e motivul pentru care Biblia învață sororile. Biblia zice așa, nevestelor, fi supuse bărbaților voștri ca... Ca cine? Ca Domnului. Dai autoritate unei persoane care e deasupra ta, primești posibilitatea să fii respectat, nu Știi o să zică la desutine? Păi nici ăsta nu. Și el e așa. Și e așa. Vă prețin un episod care pare a fi dur, extrem de dur. Recent un tânăr m-a întrebat despre el și a zis, nu vi se pare că nu prea e corectă Biblia în contextul ăsta? 2 împărați, capitolul 2, versetul 23, spune Biblia, Sfântul proroc omului Dumnezeu, Elisei, e recent investit în lucrarea aceasta, primește manta cu dublă putere față de Ilie. Și versetul 23 spune așa, de acolo s-a suit la Betel și pe când mergea pe drum niște băiețași, au ieșit din cetate și și-au bătut joc de el. Ei ziceau, suie-te pleșuvule, suie-te pleșuvule. Biblia zice în felul următor, versetul 24, el, profetul, omului Dumnezeu, s-a întors să-i privească și a blestemat în numele Domnului. În Înfiorător ce se întâmplă în următoarele minute. Biblia zice, atunci au ieșit doi urși din pădure, atunci, nu peste 20 de minute. Și au sfârșit 42 dintre acești băieți. A greșit prorocul? Primul motiv pentru care ne a greșit prorocul ea a mintit. Probabil băieții ăștia ajungeau niște derbedei care dădeau un cap la mame nevinovate și atacau prunci la fel de nevinovați. Dar aici Dumnezeu e foarte drept. Și trage un semnal de alarmă pentru întreaga societate ebraică și zice, hei, respect! Respect față de autoritate. E omul meu. Nu faceți ce vreți cu el. Trebuie să-l respecti. O să-mi ziceți, dar de ce e oblestemat? Și chiar în numele Domnului? Nu cumva sunt nervii lui Elisei aici la mijloc? Nu. Pe aici e planul lui Dumnezeu. De ce? Ascultați unde erau băieții ăștia. La Betel. Betel înseamnă casa lui Dumnezeu. Când în spațiul unde se numește casa lui Dumnezeu, unii oameni își permit să facă ce vor ei și neamul lor, Dumnezeu zice, hei, respect, opriți-vă. Opriți-vă, nu faceți ce vreți. Biblia spune că atunci când Ilie mergea în spațiul acela să fie ridicat la cer, spune Biblia, când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, versetul 1, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. El a zis lui Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la... Unde? La Betel. Elisei a zis, viu este Domnul și vie este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și s-a coborât, s-a coborât împreună la... la Betel. Fii prorocilor care erau la Betel, uitați-vă că erau și băieți serioși acolo, au ieșit la Elisei și au zis, știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? De unde știau ăștia, informația asta? Erau băieți serioși. La Betel erau și băieți serioși. Nu doar băieți ăștia care fac caterincă. Care îi organizează pe oricine, oricând, oricum, orice. Și pentru că băieții ăștia erau într-un spațiu unde au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în toată localitatea s-a dat informația, nu zvonul, informația că Dumnezeu îl ridică pe Ilie la cer. Imaginați-vă că atunci când a venit carul acela de foc, cu cai de foc, și când a fost ridicat Ilie, s-a scris pe fiecare pagină, supertitrată prima pagină de la fiecare ziar din localitate. Lăsați-mă să actualizez. Din vorbă în vorbă, din ureche în ureche, toți au auzit, Dumnezeu l-a ridicat pe Ilie la cer și în locul lui a rămas Elisei, căruia i-a trimis Dumnezeu manta. Și pentru că acești băiețași aveau bagaj informațional suficient, și pentru că a fost crescut de acasă și fiind evrei, din familii de evrei de la șase ani, trebuiau să învețe spațiul ebraic și legi din cuvântul Domnului. Printre care se spunea să cinștești pe tatăl tău și pe mama ta. Printre care se spunea să te ridici în fața perilor albi. Să-i respecti. Ei oricum ar fi trebuit să fie omorâți cu pietre pentru că și-au bătut joc de Elisei, conform prescripției ebraice. Așa că Dumnezeu doar toarnă paharul României mai repede. Oricum ei trebuie să moară. Conform legislației în vigoare. Respect. Respect față de autoritate. Uită-te la toți oamenii care sunt autoritate peste tine și te rog frumos, fă o listă albă pe care să scrii toate atitudinile prin care nu e respectat. Nu te uita la carențele lor, nici la slăbucinile lor. Vorbesc din domeniul social, nu vorbesc acum din biserică. Pentru că Betelul era o localitate, băieții ăștia erau în localitate, nu erau în biserică. Nu erau la altar, nu erau la șerf. Nu te juca cu Dumnezeu. E prea drastică intervenția lui Dumnezeu când vede nesupunere și lipsă de respect. Când cineva iese de sub autoritate, devine o victimă singură, urși, îi atacă duhurile urmăresc. Au probleme grave, nu neapărat fizice. Unele dintre ele sunt chiar de natură psihică, emoțională. De ce? Există o structură de autoritate pe care o așează Dumnezeu. Dumnezeu a creat lumea aceasta în ordine. Omul o face în dezordine. Dumnezeu are niște structuri clare după cum lucrează și prin care lucrează. Nu lucrează oricând, oriunde și prin oricine. Dumnezeu lucrează după cum ne-a lăsat legea sfântă. Slăviți să fie numele Domnului. Ești soră, botezată, ești căsătorită, Biblia îți cere respectă soțul. De ce? Pentru că Dumnealui e preot în casa ta. Și primul care răspunde când se întâmplă ceva negativ în fața lui Dumnezeu e Dumnealui. sunt fete de la mișcarea feministă din lume, care, femei care spun, nu mă interesează, ce cu voi, mai, mă, hai, lăsați mă, lăsați-mă în pace. Eu trebuie să mă supun lui și el să facă ce vreau eu. Și că câte o femeie zice, el e capăt, de eu zgâtul, fac ce vreau. Aveți grijă. Nu intrați în contradicție cu Scriptura. Toate grupările de oameni, toate comunitățile unde s-a scos acest verset și ascultați cum îl interpretează un eretic și spun așa, Supuneți-vă unii altora în frica Domnului. Oameni bun, stați un pic, hai să ne înțelegem. Tot ce spune în capitolul 5 Nefesen e vorba doar de relația bărbat nevastă sau nu. Tot ce se spune de la versetul 1 până la versetul 21 inclusiv e valabil pentru oricine. Când se trece la relația de familie, când se trece la cămin, la căsnicie, se spune din versetul 21, clar, 22, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci... Vă prieteni, nu confundați, nu faceți o hermenentiu ca să vi se potrivească la mișcarea feministă, la tot felul de sisteme în care femeia e în centru, inclusiv uh, serialele care există la ora actuală din ce am luat în mărturisii, uh, se observă că femeia e în centru, ea îi bate pe toți, ea e cea mai tare, ea învârte lumea asta. Nu, există o structură de autoritate. Sfântul Apostol Pavel spune foarte clar, 1 Corinteni, capitolul 11, Dumnezeu Tatăl este capul lui, mai tare vă rog, Hristos, Hristos este capul, bărbatul și bărbatul, E capul nevestei lui, nu alteia. Dar să fie cap. să -și respecte rolul. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum. Adică la aceeași dimensiune, după cum și Hristos este capul Bisericii, el, mântuitorul trupului. Vrea să spună Sfântul Apostol Pavel, dacă vrei să anulezi realitatea autorității în familie, adică zici, tu ca bărbat, nu mai ești capul nevestei tale, înseamnă că vrei să intri în biserică și să spui că fiecare face ce ai capul. Și Hristos n-ar mai fi capul bisericii atunci. Dar înțelege surorile că autoritate înseamnă protecție, Orice femeie așa e construită, e mult mai gingă și mai tandră, are o sensibilitate specială. De ce simte nevoia să se arunce în brațele bărbatului ei, de ce acolo e protecție. Am văzut o imagine sugestivă care spune foarte mult. Un bărbat era foarte îngândurat și avea scris deasupra lui, are 99 de probleme. Avea venit nevastă să acasă cu o singură problemă. Plângea toată terminată, nu mai știa ce să facă. S-au așezat lângă el și au spus problema. Știți că deasupra capului lor s-a transformat situația. Bărbatul a început să fie senin cu o sută de probleme deasupra lui și femeia senină cu zero probleme. Dacă înțelege surorile, că multe dintre frustrările dumnealor de soții sunt generate de faptul că și-au luat un rol incompatibil cu identitatea lor cu regretele pe care o să le ai în minte dumneata ca mamă sau ca soție. Trebuie să spun vehement, nu poți fi cap, nu se poate. Singurele excepții când e o soră care a rămas văduvă sau când nu știu cum de s-o cu Nabal. Aia e problema ei. Dar se poate rezolva cumva, numai să fie Abigail. Știți cum a reacționat Abigail când a rezolvat o problemă? La mers la David? O zis să sune trompetele, să vină toți, mă, ăsta e un vagabond, domnule. Așa au zis. s au la David la ureche și a zis, Ăștia lați voi toți puteți vorbi. David, vreau să spun ceva sensibil, nu face cinste, mă dezonorează, mi-e rușine. Știi cum îl cheamă pe bărbatul meu? Îl cheamă Nabal. Și are momente când, așa cum e numele ei și el, dar asta nu mă onorează. Robul Domnului David să nu reacționeze așa, să fie înțelept. Ce se va zice despre el? Vedeți cum? Există o sensibilitate în, în sora aceea, în, în soția aceea care știe cum să pună problema. Există o vorbă care zice în felul următor: dacă știi cum să te cupăști cu bărbatul tău, dragă soră, ajunge dezmâncă din palmă. Știi de ce? Știi cum să-l iei. Niciodată nu-i submină autoritatea. Nu-i mai zic că e mototol, că e slab, că nu-i ca Nu-l mai compara, îl distruge, îl face praf. Are nevoie să se simtă autoritar. Nu e neapărat cel mai vor, vor uh, vorbăresc, cel mai puternic, cel mai așa vehement. Nu, se impune societate. Dar nu uita, e tău. Te că sunt trucuit cu el, slăvit să fie Domnul. Ai zis amin toată viața. Doamne ajută. Autoritate. Autoritatea se vede, dacă vreți să o prezint într-o imagine, este asemenea unor umbrele. Familia, copiii sunt așezati sub umbrela mamei. Cine stă cel mai mult cu copiii? Mama sau tata? Hai ziceți, părinții. Tați. Păi, mama, asta aproape la 100%. Mai ales când e micșor, e da, trebuie să fie, trebuie să fie acolo. Și binecuvântate să fie mamele pentru azi. Domnul să le dea multă sănătate, să fie cu dumnealor. Pentru că au momente dificile în viață pe care nu le pot înțelege nici un om, dacă nu-i mamă. Ce simte o mamă, am înțeles că nu simte nimeni, nu știu cum e că... Nici masă, nu știți. Nu diminuați activitatea mamei în familie. Este o slujbă divină. Pentru că Biblia spune, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i. Asta porunca lui Dumnezeu, asta e o minune, o mamă să-și crească un copil, să-l vadă cum începe să mănânce, să-l vadă cum merge la școală, să-l vadă cum vine cu primul FB, cum își numă FB-ul în carnet. e o minune, se e o minune casa, familia. Dacă dumneata crezi că te descurci, ia două săptămâni, lasă pe dumnei și stai acasă. După o zi, aproape că faci infarct. Asta e viața, nu reziști. Trebuie să faci activitate, să se întâmplă ceva. Înțelegi ce zic? Și ascultați cum zice Biblia creșteții în mustrarea și învățătura Domnului. Mamele nu au doar drept, au responsabilitatea să ofere și să expună copilul la învățătura Domnului. Știți care sunt cei mai binecuvântați copii? Copiii care au mame care își respectă autoritatea. Când tata zice ceva, mama zice, da, are dreptate. Nu-i perfect modul în care au descris situația. El nu-i perfect, e vulnerabil, e o mână de om, e un om. Dar tu nu-i suminezi autoritatea, tu-l respecti. Dacă vrei să faci o corectură, ca ai momente în care îți dai seama că n-a avut perfectă dreptate, în căminul vostru după ce v-ați închis ușile. Eram într-o biserică în diaspora română și era o sesiune de întrebări și răspunsuri. Și un bărbat care era foarte interesant, adică întotdeauna avea ceva de spus, a pus o întrebare. Și bărbatul acesta a zis, ce să fac dacă se întâmplă ceva care e incorrect și eu îmi dau seama pe loc. Am voie să îmi deschid gura și să vorbesc. Era o biserică mai mică, deci își permiteau. Am voie să vorbesc, să-i zic celui ce coordonează slujba că nu face bine. Și acum eu am văzut-o pe să că o apăsat pe un buton. Era lângă ea, așa, era construcția clădirii. Și Duhul Sfânt mi-a zis, spune așa, dacă îți dă acordul nevastră, O să uită la el, bă, ține cu tine. Asta să ce zic? Corectează, nu e problemă. Ajutați-vă. Respect înseamnă să nu lasă meargă pe tobogan în jos. Când vezi că are un derapaj, nu-i spune cuvinte grele. știi ce trebuie să faceți, sororul? Hai vă spun eu. Faceți o mâncare foarte bună, mâncare care îi place cel mai mult și după ce e sătul că gândește altfel, gândirea trece pe stomacul unor la bărbat, așa, unii știu, spune exact ce ai vrea să-i spui după ce îl lauzi un pic. După ce spui, uite, mă simt protejată, mă simt binecuvântată, n-am nicio regret că m-am căsătorit cu tine, s -s cea mai binecuvântată femeie din lume. După ce zici cuvinte de astea, el aproape că nu mai au ce spui mai departe, dar când se apropie de seara, le rumegă. Stați știți că și că vă rați, gândesc. Să vi se vedea un pătruas. Respectă autoritatea în societate, în familie și în ultimul rând, pe care doar îl amintesc, respectă autoritatea în biserică. Respectați-vă slujitorii, spune Sfântul Apostol, pentru că știți că sunt unii care vor da sucotală pentru sufletele voastre, înaintea lui Dumnezeu. Nu-ți permite nimic care să submineze autoritatea conducerii bisericii tale. Dacă zici că biserica ta e rea, deja știu cum ești tu. Dacă zici că la noi bun, la noi bun, la noi bun, deja știu că ai o problemă cu a vedea binele. Ai grijă. Un singur episod care mă înfioară, îl amintesc în câteva secunde. Core, Datan și Abiram. Au zis, cine mă, cine e Moise ăsta? Cine se crede, domnule? Ăsta e un gângă, domnule, abia povestește. Cine se crede el? și au creat o partidă din niște oameni ca ei și Dumnezeu a zis, opresc timpul! Nu mai are dreptul niciun evreu să mărșăluiască călcând înainte înspre Canaan. Nu vă putem merge în starea asta în Canaan, că nu intrați! Așa că voi face un înconjor a tuturor a, a, zonei întregi unde sunt răzvrătiții. Și s-a strigat prin mișoacele de mediatizare din vremea aceea, fugiți de lângă răzvrătiți, că dacă nu, muriți. Eu, Domnul, voi crăpa pământul, a zis Dumnezeu, și voi absorbi, i-aspir. Niciunul nu va rămâne în viață. Undeva la 250, nu intrăm acum de tare, în detaliu, numărul 16, 250 de oameni au murit pe degeaba. Știți de ce? N-au respectat autoritatea. Nu uita, respectă-l pe Dumnezeu, iubește-l, aplică planurile, respectă autoritatea la nivel parental, dacă ești copil. Și dacă ai încă părinți, chiar dacă ești major, respecte cinstindu-i, respectă societatea și autoritatea care a așezat în societate peste tine și respectă autoritatea bisericii. Nu uita, nu mai respectă și ar ajung în rai.